E, și abia acum Valentin este ultimul calup de știi. Am greșit, mai Giurgia, vezi? Ai fost entuziasmat. În graba după vacanță ce am făcut, am zis că e ultimul calup pe început de emisiune. Bine, și de fapt, ăsta e ultimul calup de știi. Tu de ieri, de fapt, nu mai poți după vacanță. Nu, de fapt, la începutul săptămânii nu mai pot. De știi fapt, de când ai născut. Sunt zilele alea fix înainte să pleci, când numeri minutele, secundele, până îți faci bagajul. Păi hai, hai, să terminăm și cu acest ultim calup, să te relaxezi. Uite, vorbim măcar de lucruri frumoase în ultimul meu calup în această săptămână. Vorbim despre niște posibile ieftiniri. Hai să aflăm. Scăderea prețului la alimente se lasă așteptată. Ordonanța ieftinirilor pentru produsele de bază a fost amânată pentru ședința executivului de astăzi și va intra în vigoare de la 1 august. Actul se va aplica pe o perioadă de 3 luni, iar guvernul promite și o prelungire a ordonanței dacă ieftinirile aduc beneficii pentru consumatori și producători. Alimentele de bază se ieftinesc de la 1 august odată cu plafonarea adaosului comercial. Cel puțin asta prevede ordonanța de urgență care ar urma să fie adoptată în ședința executivului. Între timp, guvernul a publicat și lista oficială a alimentelor de bază pentru care ar trebui să plătim mai puțin după ordonanță. Sunt mai multe produse care se ieftinesc, printre care pâinea albă simplă, lapte de vacă proaspăt de 1 litru cu grăsime 1,5% sau ouăle. De asemenea, executivul s-a gândit să ieftinească și uleiul de floarea soarelui, carnea de porc și de pui, cartofii, dar și legumele de sezon și fructele. Ministrul Finanțelor a venit cu mai multe precizări. Este proiectul mult așteptat de către toți românii și care urmează să fie implementat pe o perioadă de 3 luni de zile. Și sunt așteptate ieftiniri considerabile a prețului la aceste produse alimentare. Desigur, aici trebuie să fim atenți ca această ieftinire să apară pe tot lanțul, de la procesator până la vânzătorul final și distribuitor. După ședințele cu retailerii, această ordonanță stabilește un plafon maxim de 20% la retailer și la procesatori. Asta înseamnă că aceștia nu vor avea voie să vină cu un adaos mai mare de 20% pentru produsele de bază, iar perioada va fi de 3 luni. Guvernanții spun că fermierii nu vor fi afectați de această măsură. În același timp, se discută și despre o măsură referitoare la taxa pe valoare adăugată. Ministrul Marcel Boloș și-ar dori ca TVA-ul să fie mai mic pentru anumite alimente, însă Marcel Ciolacu a precizat extrem de clar că TVA-ul pentru alimentele de bază nu se micșorează. Relaxare, liniște și învățare. De aceste lucruri au avut parte copiii de la grădinițele din județul Ilfov. Generația mileniului al treilea este nonconformistă și educată în diferite sisteme de învățământ din lume, care pun accent pe educația durabilă pentru mediu. În acest context a fost inițiat acest proiect pilot denumit sugestiv Grădina de relaxare, liniște și învățare, prin care cei mici să descopere și să experimenteze o formă de educație ce se desfășoară în aer liber. Natura ne oferă numeroase oportunități de învățare și relaxare, dar prea puține sunt valorizate. În acest caz, ecoșcolile din Bănie și-au dorit o schimbare prin care să abordeze activitățile de învățare în mediul outdoor. Este un proiect inițiat de Ministerul Educației, în parteneriat cu Asociația Creștină din Craiova și cu mai multe inspectorate din țară, printre care și Inspectoratul Județului Ilfov. Acest proiect are ca scop crearea unui mediu natural pentru copii care să cuprindă esența naturii înconjurătoare prin aranjamente armonioase cu pietre, nisip, copaci, dar și pentru stimularea învățării eficiente și relaxarea minții într-un context inedit. La acest proiect l-am îmbrățișat cu mare drag pentru că sunt activități outdoor care se desfășoară în afara zonei de clasă. Acest proiect are 4 zone împărțite, zona de relaxare, zona de liniștire, zona de învățare și pereții ne surprind. Copiii descoperă prin activități multiple și diferite și atractive, jocuri de relaxare, activități pe care le desfășoară în aer liber și de care sunt încântați, experimente
fiecare se desfășoară la zona respectivă. La activități au fost prezenți și părinții alături de cei mici, care au fost foarte încântați de cele patru zone specifice conceptului de astăzi. Copiii au trecut pe la toate centrele, s-au distrat, sunt foarte încântați și o inițiativă foarte bună, pentru că putem vedea că învățatul nu înseamnă doar în clasă, ci și în afara lui, în aer liber, în parc, peste tot. Sunt foarte bucuroși pentru că au foarte multe centre, foarte multe activități și chiar merg și sunt foarte încântat. Mai devreme le-am citit povești și mai dată au fugit la nisip. De asemenea, evenimentul nu se află la prima ediție. În anul 2020 a avut loc primul proiect pilot în județul Ilfov, iar în prezent sunt înscrise 50 de grădinițe. Vești proaste pentru fanii Madonei, starul pop în vârstă de 64 de ani, se află la terapie intensivă din cauza unei infecții bacteriene grave și și-a amânat turneul din America de Nord și Europa, prilejuit de împlinirea a 4 decenii de carieră. Madonna trebuia să înceapă un turneu mondial pe 15 iulie la Vancouver, care se încheia la Amsterdam în decembrie. Madonna a dezvoltat o infecție bacteriană gravă care a dus la o internare de câteva zile la terapie intensivă. Starea ei de sănătate se îmbunătățește, însă ea se află în continuare sub îngrijire medicală. Se preconizează o recuperare completă, dar nu se știe o dată exactă. La începutul anului, Madonna anunța că va marca 4 decenii de carieră cu un turneu în perioada iulie-decembrie în America de Nord și Europa. Printre orașele incluse în turneu se numără Los Angeles, New York, Houston și Chicago, Toronto, Montreal, Londra, Paris, Berlin, Barcelona și Amsterdam. Madonna Louise Ciccone, născută în 1958 în Michigan, din părinții de origine italiană și franco-canadiană, și-a început cariera de dansatoare, compozitoare și cântăreață la sfârșitul anilor 1970 la New York. Ea a câștigat 7 premii Grammy, lansând 14 albume de studio. Cariera ei de producătoare, actriță și regizoare o face una dintre cele mai influente artiste din lume de 40 de ani. Mai avem nevoie de câteva informații până pleacă Valentin în concediu. Uite, trebuie să spun chestia asta. Mie îmi pare rău, evident, pentru orice ființă umană, persoană care este în suferință. Însă, eu cred că aș fi cu adevărat lovit în sufletul și adâncurile mele dacă Jennifer Lopez ar păți ceva vreodată. Așa că, Jenny, dacă mă auzi, Dacă ești cu noi în această dimineață... Mă simt că la o ședință de spiritism. Jenny, dacă Uija! Jenny, ai grijă de tine, te rog frumos. Și de trupul tău, asigurat, ne-a spus următoarea noastră invitată, da, pe care o vedeți imediat după ce aflăm cum stăm cu vremea în toată țara. Am aflat în premieră câteva informații foarte interesante despre viitorul lui Valentin și implicit al meu, pentru că va trebui să-l suport în momentele în care lui crește încrederea de sine, pentru că intră Marte în Fecioară, așa cum mi-a spus Mihaela Tătir, astrolog. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație! Mă bucur că ești aici și că avem ocazia să vorbim despre horoscopul lunii iulie și să ne pregătim din timp. Eu spiritual deja am început să-mi fac planuri despre cum să-mi dozez răbdarea cu Valentin. Ce să zic, ai furat startul?
Vreau să vă spun că luna iulie are foarte multe schimbări, se schimbă macazul, se transformă, sunt multe evenimente astrologice, astfel încât ieri când pregăteam puțin, scriam despre evenimentele majore ale acestei luni, am avut senzația că nu se mai termină. Ah, wow. Astfel încât am făcut o sinteză ca să avem niște repere cât de cât și vreau să spun că începem luna iulie cu o lună plină în Capricorn pe data de 3 la 14:30. Undeva în mijlocul zilei se va forma și în primul rând această lună plină vorbește despre progresul pe care noi l-am făcut până acum. Este o lună plină în Capricorn și Capricornul știm că trebuie să meargă înainte și dorește să progreseze. În cel mai rău caz poate să stea pe loc, dar dacă dă înapoi deja se creează panică. Motiv pentru care în acest moment este benefic să facem un bilanț al obiectivelor, a ceea ce ne-am stabilit la începutul anului, să vedem unde sunt blocaje, ce fel de blocaje sunt, obstacole, ăsta este meritul Capricornului, trece peste orice obstacol, și mai ales să evaluăm puțin obiectivele din punct de vedere al disponibilității, al rezonanței, dacă chiar mai sunt niște obiective pentru noi, sau nu, pentru că tot în această lună Venus va intra în retrogradare pe data de 23 iulie în semnul Leului. Tot atunci și Soarele o să se mute în Leu, deci o să crească efervescența pe partea aceasta, o să vrem să ne dăm puțin mai mult în spectacol sau să ieșim din anumite spectacole, de exemplu, de pe anumite scene să ne retragem, pentru că nu mai sunt de demnitatea noastră. Și mai mult de atât, pe 17 iulie, axa nodurilor lunare, numită și axa destinului, schimbă macazul, pleacă, părăsește axa Scorpion-Taur și se mută pe axa Balanță-Berbec. Așadar, avem noi vedete în această a doua jumătate de an. Berbecii vor trebui să ia decizii, ceea ce le place lor cel mai mult, să treacă la acțiune, în timp ce balanțele vor trebui să identifice mai accurate, să zic, mai precis zona de confort. Și să iasă din zona de confort? Să treacă și ele la acțiune totodată? Sau... Păi vor trece pentru că o să fie multă zonă de confort și nu o vor mai putea evita. Până acum a fost o zonă de confort la Scorpion în ultimul an și jumătate. Acum o să vedem la balanță și când zic zonă de confort, mă refer aici nu neapărat la ceea ce este confortabil, așa aparent, adică stăm pe canapea, deși când vine vorba de balanță ne-am putea gândi și la asta. Nu, ci acele acțiuni, activități, acele decizii pe care le luăm pentru că așa am fost obișnuiți, așa am fost crescuți cu ele, ne identificăm. Vorbim în principal de tiparele de relații, de familie în care am crescut și pe care avem tendința să le replicăm. Și aș vrea, dacă tot am ajuns la acest capitol, să demontez un mit, cum că ne-ar fi teamă de necunoscut. Nu, nu ne este teamă de necunoscut. Din contră, ne este teamă pentru faptul că dacă ne ducem pe un teritoriu necunoscut, noi nu l-am mai putea controla. Din acest motiv, alegem aceleași tipare, pentru că avem acest sentiment al controlului, ceea ce, sigur, experiența ne spune că este un mit. Deci, practic, această nevoie noastră de control e legată mai degrabă de zona de confort și asta ne face să rămânem acolo. Exact. Și de asta împărăsim anumite relații în care vedem că, deși nu ne este bine, avem totuși senzația că putem să controlăm acele interacțiuni care se întâmplă și acele emoții care se degajă de acolo. Eu sunt curioasă și pentru fiecare zodie în parte, așa pe persoană fizică, ce ne așteaptă. Și am să fiu atentă la mai multe zodii de data aceasta. Așa fac și eu, să știi, când după ce scriu horoscopul sau notez câteva idei, după aceea zic, wow, dar uite cum am zis la X, chiar se potrivește. Din câte știu, am trimis și câteva cuvințele pentru fiecare zodie în parte. La berbeci este vorba de carieră, este activă mai ales în prima parte a lunii, partea aceasta e carieră. Ei trebuie să regleze puțin, să înțeleagă ce se întâmplă în viața lor profesională, cât timp alocă, câte resurse din acest punct de vedere. Iar din punct de vedere al romantismului, din a doua jumătate a lunii, mai ales spre final, încep să reconsidere ceea ce înseamnă o relație romantică pentru ei și este posibil să coboare puțin din idealism cu picioarele pe pământ, ceea ce este benefic pentru berbeci. La Taur vorbim despre credințe în primul rând și despre valoarea personală și despre
credințele pe care le-au moștenit din copilărie despre valoarea lor personală, urmând ca în a doua parte a lunii să-și verifice aceste tipare de familie pe care le-au preluat, în special taurii, pentru că Venus o să retrogradeze în casa a patra. S-ar putea să identifice, de exemplu, taurii că au fost parentelizați, nu-mi vine cuvântul. Parentificați, așa. Adică pe ei au făcut părinții să se simtă ca fiind ei părintele? Exact, au fost responsabilizați, extra responsabilizați, iată m-am complicat cu un cuvânt. Și este posibil acum să aibă această revelație și să se retragă dintr-un astfel de rol. La Gemeni vorbim despre independență, pentru că gemenii au tendința să investească pe ceilalți cu responsabilitățile lor. Ei sunt copii așa mereu și îi responsabilizează pe ceilalți. Este invers ca la taur. Poate gemenii au un taur aproape care se ocupă de problemele lor și își reglează în acest fel relațiile. Iar pe partea de comunicare am zis eu acolo, comunicare corectă și în special partea de ascultare, care nu este atât de activă la Gemeni. Ei vorbesc ca să umple spațiul. La Raci, și aici cred că te interesează, vorbim în primul rând despre relații, pentru că în semnul opus se formează luna plină în Capricorn și bineînțeles despre bani și despre valoarea personală și despre cât de mult se valorifică și se apreciază pe ei în relațiile pe care le au și de fapt cât de mult sunt dispuși să renunțe sau nu la nevoile lor. Mm-hmm. La Lei vorbim aici de multă activitate pe zona aceasta de rutină, de obiceiuri, de sănătate, de vitalitate și mult o să intre iarăși, Lei sunt destul de provocați, nici nu mai zic în prima și în a doua parte a lunii, pentru că la ei este un continuum acum, fiind foarte multe planete și urmând să mai intre altele. Imaginea de sine și cât de mult este congruentă cu realitatea și de fapt cât de mult stima lor de sine este adevărată sau este imaginată. La Fecioare vorbim despre iubire, de data aceasta de sine, și despre vindecare și vindecare emoțională și aici în primul rând vorbim despre sfârșitul unor capitole importante din viața fecioarelor care se pregătesc să se reînnoiască și aș vrea să le mai spun fecioarelor și mai ales ascendentului în Fecioară că odată cu intrarea lui Marte despre care ai pomenit-o la început o să le crească această vitalitate și energie și o să-i vedem mai mult in action, cum se spune. Deci să fiu atentă la Valentin în această perioadă. Deja a furat un pic startul și are foarte multă încredere că el poate să devină cântăreț după o vocaliză reușită. Ce să vă zic, atenție toți cei care aveți șef fecioară, colegi fecioară, părinți fecioară, pentru că toți o să fim ocupați. Fecioara se ocupă ca toată lumea să fie ocupată, inclusiv ei, deci baftă. La Balanță vorbim despre familie, vorbim despre ce înseamnă o familie sănătoasă pentru ei sau despre nevoile lor, despre timp petrecut în familie, poate chiar cu părinții și vorbim iarăși despre viitor și despre cum acesta trebuie ajustat conform a ceea ce se întâmplă. Este vorba despre o conectare cu contextul de viață pe care ei ar vrea să-l controleze, dar nu prea le iese, așa că este indicat să se abandoneze puțin. La Scorpion vorbim despre comunicare, la ei mai degrabă o comunicare asertivă și empatică, dacă se poate, să-l ia în calcul și pe celălalt și nevoile celuilalt, mai ales cele emoționale, iar în partea a doua a lunii ar trebui să se gândească puțin la niște schimbări de carieră, pentru că se regăsesc într-un blocaj și trebuie să ia niște decizii, înainte nu se mai poate, adică nu așa drum drept, trebuie să facă un viraj. La Săgetător vorbim despre bani, vorbim și aici despre credințe ale valorii personale, vorbim despre acolo unde poate întrețin mai mulți oameni decât este cazul, poate creează dependențe, vor să țină neapărat niște oameni aproape de ei, deși acei oameni nu valorifică cu adevărat ceea ce primesc de la nativii Săgetător. Am senzația că ai atins un punct sensibil, da.
Am ajuns la Capricorn. Aici la Capricorn este vorba de imaginea de sine, în primul rând, și percepția de sine. Și percepția de sine ne luăm foarte mult din mediu. În partea cealaltă, vis-a-vis de zodia Capricornului, se află Racul, acolo se află Soarele și Mercur. Și Racul înseamnă și mediul în care noi trăim. Și percepția de sine este o relație cu acest mediu în care noi ne regăsim și este bine să fii atenți la feedback și beneficii pe care le primesc prin terți și atenție și la ei, pentru că s-ar putea să fie puțin deconectați de la realitate și este bine să conteze pe fapte și mai puțin pe principii de data aceasta. Trebuie să verifice dacă obiectiv, să verifice obiectiv dacă așa se întâmplă sau nu lucrurile cum cred ei. La Vărsător vorbim despre un sfârșit de capitol și la ei. Trebuie să înceapă ceva nou, relații, un sfârșit de tipar relațional, aș spune, la Vărsător și să-și dea voie să încerce, să experimenteze ca să afle ce își doresc ei cu adevărat. Iar la Pești, ultimii, dar nu cei din urmă, în primul rând este important să facă un inventar tot al mediului în care ei sunt și în special al oamenilor care îi influențează și pe cine creditează cu puterea asupra lor și al căror, nu știu, păreri le iau ad literam, fără să verifice dacă ei într-adevăr rezonează cu ceea ce se întâmplă acolo și dacă vor mai multă vitalitate, este bine să verifice puțin ce obiceiuri au, ce rutină au și ce pot să mai schimbe acolo, astfel încât să se simtă așa mai plin de viață. La ce anume ar trebui, Mihaela, să fim mai degrabă atenți luna aceasta? Observ că e o lună transformațională mai degrabă pentru majoritatea nativilor. Da, este o lună transformațională. Aș spune la control și să avem în vedere că putem să controlăm doar cum reacționăm noi la ceea ce se întâmplă în mediu. Circumstanțele exterioare sunt circumstanțe exterioare. Și să fim atenți pentru că este Venus, o să înceapă mișcarea de retrogradare, o să continue și în august, la începutul lui septembrie o să revină în mers direct, o să formeze niște aspecte tensionate și atenție la tendința de a lua decizii extreme, de exemplu, impulsive, nu că n-ar fi benefice, dar măcar să le gândim înainte, să știm exact ce ne asumăm, ce nu și atenție la bani. Atenție, pentru că putem să cheltuim așa necontrolat, răzbunător poate. Venus poate, când este în retrogradare, poate să dea și comportamente din acestea mai ciudate în relații, mai greu de suportat, gen gelozii, posesivități, care șantaje emoționale, chiar da, dar eu ți-am dat atunci sau nu știu, te-am creditat cu niște bani și acum ți-i cer înapoi, deși am spus că poți să-mi dai când o să iai tu, de exemplu. Dar folosim niște avantaje de genul acesta și e bine să fim mai conștienți, să respirăm mai mult și să nu uităm ceea ce vrem până la urmă și ceea ce este benefic pentru noi. Mulțumesc tare mult pentru introducerea în luna iulie și pentru faptul că ne ajut să furăm startul puțin în acest moment. Te aștept cu drag să revii și îți doresc în continuare să ai o vară minunată și o lună iulie plină de inspirații. Mulțumesc, așa să fie și stelele să ne lumineze calea. Foarte interesant acest îndemn și dacă nu sunt stelele cele care ne luminează calea, putem să încercăm chiar noi să facem puțină lumină, mai ales că vine vorba de următorul material pe care Valentin o să-l prezinte. Dar vreau să vă mai spun încă ceva. Ieri dimineață am avut parte de o surpriză și urma să aflăm câteva informații despre Lene. Și am avut câteva discuții cu Valentin în care eu am explicat că, în general, atunci când mă cuprinde această stare, încerc să o parez pe cât posibil și să ies din jocul ei, pentru că îmi place foarte mult să fiu productivă și câteodată am tendința să mă cer pentru faptul că nu sunt productivă într-o anumită zi. Ei bine, eu credeam că urmează acest material, în schimb s-au întâmplat alte lucruri. Valentin, ce s-a fi întâmplat? Știi, Tălene, mi-a fost să vină acum să prezint materialul ăsta. Da, ieri te-am păcălit, Georgia, că vom vorbi despre, se numește în termeni, cum au fost să-i definiți, bed rooting. Așa se numește această lene ca stil de viață. Adică să putrezești în pat. Da, exact. Îl mai și pe Robi putrezitul în orășelul leneș când eram mici? Sau n-ai prins desenul ăsta? Nu cred. Orășelul leneș erau două personaje, unul îmbrăcat Stefania în albastru și unul îmbrăcat... Cu asta. Okay, da, am prins, am fost foarte atent. Acolo era un personaj care era foarte leneș și acolo explica cum este un stil de viață foarte nociv. Cu siguranță este... Și tu ai învățat multe de la el, nu? Da. Eu cu el mă identificam atunci când eram mic. Lenea este un stil de viață. Ce să-i facem? Așa, suntem oameni. Ne place să mai lenevim, ne place să mai și muncim din când în când. Însă, hai să aflăm despre cum devine această lene cu adevărat un stil de viață, nu doar așa din vorbe, ci și din fapte.
Bed rotting, ultimul trend al generației Z, a rupe patul pe românește, a fost inițiat pe TikTok și preluat imediat de milioane de tineri. Generația Z este segmentul demografic care succede milenialilor și precede generația Alpha. Nașterea celor din această generație a început în anul 1996 și s-a terminat în anul 2010. Lenevitul la orizontală a primit și o denumire pe măsură, maratonul de îngrijire personală. Clipurile care prezintă și promovează acest mod de trai au strâns peste 300 de milioane de vizualizări și au dus la dezbateri pro și contra în mediul online. Lenevitul în pat este asociat cu soft living sau quiet quitting, tendința de a munci cât mai puțin înspre deloc. Prin bed rotting, multe dintre femei înțeleg și timp pentru sine, momente de răsfăț și îngrijire personală, spa, somn de frumusețe sau pur și simplu timp de stat în pat fără nicio altă preocupare, fără griji, fără gânduri, fără planuri, navigând pe net sau zapând televizorul. Mulți dintre cei care preferă să rămână ore în șir în pat sau chiar și o zi întreagă, se filmează și își postează rutina de făcut nimic pe rețelele sociale, iar asta a dat naștere unui trend tot mai puternic, în special în rândul adolescenților. Cei care se angajează în bed rotting consideră că este plăcerea lor vinovată și au afirmat că este distracția și modul lor de viață. Chiar dacă pare un concept relativ inofensiv, specialiștii avertizează că statul în pat degeaba poate deveni periculos pentru sănătatea mentală. Această nouă tendință pare a se transforma într-un model de comportament care poate deveni dăunător. Atunci când petrecem zile întregi în pat și desfășurăm activități destul de pasive, ne limităm oportunitățile de a identifica noi scopuri în viața noastră, atenționează psihologul Katrina Ostmaier pe site-ul sleepopolis.com. În general, statul în pat și somnul excesiv sunt semne distincte ale depresiei sau ale unei tulburări psihice. Potrivit sursei citate, psihologul Ostmaier atrage atenția că atunci când petrecem multe ore din zi în așternut, ne putem afunda fără să ne dăm seama în stări depresive care duc în timp la izolare sau, mai grav, la tentative de suicid. Da, nu prea am înțeles foarte multe din acest material pentru că pe mine nu prea mă preocupă acest subiect. Ai, da, mă, da, așa, așa zic și eu. Tu nu ești, mă, viața ta, nu ești leneșă, nu zaci în pat așa fără niciun chef de viață. Fără... Într-un an pot să număr pe degetele de la mâini de câte ori îmi dau voie să fiu leneșă. Efectiv, la mine, chiar rezonez foarte mult cu acest material. Mm-hmm. Și mă bucur că este dovedit că este un stil de viață, nu sunt doar eu în jocul ăsta. N-ai tu o problemă, it's not you, it's us. Exact, okay, exact. Voi sunteți, nu eu. Dar vreau să mai aflăm câte ceva, pentru că, uite, mie nu mi-ar fi lene, spre exemplu, să caut locuri instagramabile prin București. Mie puțin, fie vorba între noi, însă dacă aș da dele... le primim ură în gură, cum le primim noi la matinal în această dimineață, mai merge? Da, așa da, așa da. Atunci hai să le descoperim. Instagram este una dintre cele mai populare rețele sociale, un loc ideal unde puteți arăta abilitățile de fotografie, simțul estetic și creativitatea. Vă arătăm câteva locuri instagramabile din București care vor adăuga fotografiilor voastre culoare și originalitate și, desigur, vă vor aduce aprecierile internauților. Zecile de străduțe pietruite din centrul vechi al Bucureștiului sunt ideale pentru niște cadre originale. Printre ele, Lipscani, celebră strada negustorilor în trecut, oferă tot atâtea oportunități de imagine. Arhitectura eclectică și animația perpetuă, zona fiind înțesată de restaurante și terase, sunt invitații pentru a capta farmecul zonei și firește pentru a posta apoi fotografiile pe Instagram. Pasajul Macaviacros este acoperit cu sticlă și are formă de podcoavă alungită, făcând legătura dintre Calea Victoriei și strada Lipscani. Pasajul a fost proiectat de arhitectul Felix Xenopol și a fost terminat în 1891. Este clasat ca monument istoric, iar acoperișul din sticlă gălbuie oferă o lumină caldă pe parcursul întregii zile. Pe cele două laturi ale pasajului sunt cafenele și baruri la tot pasul și un loc popular pentru a fuma narghilea.
București, Carusel e cea mai frumoasă librărie din capitală și cu siguranță printre cele mai cunoscute locuri instagramabile. Librăria se desfășoară pe 6 niveluri și este un experiment de locuire culturală a centrului vechi, oferind un spațiu pentru lectură, socializare și explorare artistică în inima orașului. Cărturești Carusel a fost inclusă de un site de călătorii în top 10 cele mai frumoase librării de pe Mapamond. Mănăstirea Stavropoleos a fost construită în 1720. Mănăstirea Stavropoleos a fost construită în 1724 în stilul brâncovenesc, un amestec între arhitectura bizantină, otomană, renașterea târzie și barocă. Lângă biserică se află o grădină splendidă, mărginită de coloane cu arcade în acoladă, ce dau locului un aer oriental. Este un loc fermecător și liniștit, departe de agitația din centrul orașului. Dragilor, mergem la spectacol și ar trebui să mergem și noi de data aceasta împreună, mai ales că e foarte aproape. De câte ori am promis treaba asta, Georgia? Am promis, dar mai și făcut din tot ce am promis. Și avem și timp până în septembrie. Avem timp să ne organizăm și putem să luăm parte la un spectacol în aer liber, un spectacol inedit, care vine să completeze atmosfera shakespeariană prin faptul că se joacă la Palatul Mogoșoaia. Evident. Și avem alături de noi în platou în această dimineață, doamnelor și domnilor, pe Mara Oprea, Toto Dumitrescu, Oana Moșneagu, Vlad German și Alexandru Dunaev. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața. Mamă, stai că un cor, mulți. Suntem un cor! Bună dimineața! Bine v-am găsit! Ne bucurăm că sunteți număr atât de mare în această dimineață și am zis un spectacol, înțeleg că de fapt sunt două spectacole, da. Faceți parte din distribuția ambelor spectacole? Da. Din fericire. Da, cum este aceeași echipă, aceeași distribuție pentru ambele proiecte. Vrem să ne credem o companie de teatru. Aha, și acolo îi avem pe Romeo și pe Julieta, de altfel. Da. Fata mea, fica mea, pe care încerc să o căsătoresc, nu cu el, dar nu prea mi-e. Dar încearcă, dar nu reușește. Încearcă, dar nu-mi iese, da? Dar încearcă, de ce nu? Așa e. Adică de ce nu? Doar îl urăsc atâta tot. Pe el și toată familia lui. Pentru că eu sunt Lady Capulet, sunt mama ei și atunci rivalitate maximă între Capulet și Montagues. Și el este un reprezentant al familiei rivale. Da. Ideea este că se fac 400 de ani de la găsirea primului fișier cu piesele lui Shakespeare, First Folio. Acum în anul 1623, după ce a murit Shakespeare, cu 7 ani în urma morții lui, au găsit doi băieți dintr-o companie de teatru, au găsit piesele astea. Sunt 36 de piese, una dintre ele e Romeo și Julieta și cealaltă este Îmblânzirea Scorpiei, în care o să avem alți protagoniști și facem cu rocada piesa respectivă. Da, și cumva sărbăm acești 400 de ani prin acest eveniment, Shakespeare Imaginarium. E un proiect făcut în colaborare cu Centrul Cultural Palatele Brâncovenești și cu Primăria Capitalei și e într-un spațiu idilic. E Palatul Mogoșoaia. Vorbim de o arhitectură cumva ușor cu accent venețian. Vorbim de Romeo și Julieta, în care acțiunea se întâmplă Verona. La Verona, da? Cumva e de acolo, cumva acolo trebuia să se întâmple și nicăieri altundeva. Da, dacă stai să te uiți, e locul perfect. Avem și balconul Julietei și casa familiei Capulet și casa familiei Montagu și este un spectacol în care noi jucăm printre oameni și cu oameni în același timp. Ce frumos, eu vreau să vin. Interacționăm cu publicul și publicul se mută după noi în funcție de spațiul în care noi jucăm și un lucru foarte important, intrarea este liberă, deci nu e cu bilet sau cu rezervare, așa că așteptăm cât mai multă lume să ne vadă în Romeo și Julieta. Da, și adică se chiar mută. Seara asta. Partea cu mutată. Uite, explică invitul meu. Noi jucăm în tot spațiul, site specific. Să noi jucăm. Sunt și evident că se întâmplă acțiunea între două personaje, trei personaje și eu cel puțin casa lui Mercuțiu e cumva deasupra tuturor. Și văd efectiv niște mușuroaie de oameni care se mută în funcție de acțiune și decupează cumva momentele și este superb. Este superb să vezi cum omul vrea să fie atent și e dornic să audă mai bine, să fie acolo buză-buză cu tine dacă se poate. Mai George, ai fost la vreo astfel de piesă vreodată? Niciodată n-am văzut un astfel de spectacol. Vlad, vreau să știu câte ceva și despre personajul tău. Eu sunt Benvolio, sunt vărul lui Romeo și într-adevăr ceea ce au spus și colegii mei n-are rost să repet. Este un spectacol unic, nu cred că s-a mai făcut până acum și într-adevăr ne bucurăm să vedem foarte mulți oameni care vin și fac parte din poveste, pentru că de multe ori noi interacționăm cu ei, la un dat îi chemăm
chemăm, dansează cu noi. Sunt foarte multe momente, nu vreau să dau spoiler. Vă așteptăm diseară, mâine și poimâine seară la Palatul Brâncovenesc, ca să vedeți pe viu Romeo și Julieta. Aș vrea să știu dacă ați pierdut în greutate în cadrul repetițiilor pentru aceste spectacole, pentru că una este confrunt cu o scenă și una este confrunt cu o întreagă curte atât de amplă. Și cu costume. Și cu costume. Costumele și căldură. Călduri infernale. Da. Ne ajută foarte tare. Eu cel puțin personal nu. Mi-aș fi dorit foarte tare să mă ajute. Până septembrie. Până septembrie s-ar putea să... Celept, noi, după foarte multe repetiții de noapte, undeva pe la 2 dimineața, ne-am cam comandat de mâncare, lucruri foarte sănătoase. Pentru că ziua acolo, eram obosit și rupt de foame. Când să mâncăm? Cumva s-a compensat alergătura cu fast food-urile la ora 2 dimineața. Cum? Repetiții pe timpul zilei, în căldura infernală, nu sincer, nu e nici măcar recomandat să faci așa ceva. Dar, în același timp, noi... ne-am chinuit și sperăm că a ieșit ceva foarte frumos. Dacă se uită Anca la noi, în timpul zilei, nu ne-am chinuit, ci stăteam la umbră. Stăteam la Bulandra, dar repetam acolo într-o sală. Tot repetiție. Repetiție. Unii au mai fost și în spațiul liber în timpul zilei. Da. Unii au repetat și trebuiau repetate acolo, pentru că n-aveai cum să le faci într-o sală de teatru. Da, una era să repeți acolo și alta să repeți într-un spațiu mare unde... Dar concluzia e că am reușit să facem acest spectacol minunat. Da. Este un spectacol diferit. Am reușit să ne asumăm acest spațiu și impactul a fost atât de mare pentru noi. Noi repetând de unii singuri, în spațiu gol. Oh, wow. Și la un moment dat să vezi sute de oameni asta care se plimbă pe acolo și care ți încurcă cumva traseele inițiale. Asta e un spectacol viu. Nu e foarte comod, într-adevăr, da. E un spectacol viu. Devine comod, Adică ajungi la părere de ajungi să fii de părere că îți dorești mai mult să fie oamenii lângă tine decât să îi simți separați de tine. Pentru că spațiul e foarte mare, se sparge sunetul și se pierde din intimitatea spectacolului dacă nu i-ai cu tine atunci, în momentul acela. E cumva un spectacol fără plasă de siguranță. Adică se schimbă lucrurile de la spectacol la altul. Pentru că noi nu putem să știm cum va reacționa publicul, unde se va duce sau dacă noi putem să ne păstrăm traseele inițiale, având în vedere că el se plimbă peste tot. Și se mai întâmplă tot felul de lucruri. Vreau să povestesc o chestie micuță. Julieta, la un moment dat, trece printr-o situație destul de crâncenă. Atât părinte, adică tatăl, cât și mama, o ceartă foarte tare, o îmbrâncim pe acolo. Și iar o replică, zi-o tu, că tu ești Julieta. Care? Nimeni, vă rog, sau ce zici? N-are Dumnezeu niciun pic de milă pentru mine. Și au venit câteva fetițe mici după replica asta în care ea cerea ajutorul în brațe pe alee. Da. Era genunchiată. Și au venit și au consolat-o și s-a portat atât de drăguț și atât de wow că lumea poate să fie atât de aproape de noi, să interacționeze cu noi în modul ăsta. Rar. Evident, mai sunt și unii care vor să facă poze sau vor să te întrebe ceva între scene. În categoria așa, nu. Dar face parte din dragostea. E inerent unui spectacol în aer liber, un spectacol viu, un spectacol la care oamenii se bucură să ne vadă atât de aproape și evident nu mai reacționează ca la teatru. Că nu e cumva teatru, e totuși un spațiu numai deschis. Zidul. Da, nu mai există între noi. Nici să vină la voi să vă spun, de ce vă certați, mă? Ce aveți, mă? Cred că au fost situații, da, cred că au fost. Wow, ce se întâmplă cu rochia Anca Sigartău? Am văzut o rochie amplă, roșie, uriașă. Da, Anca Sigartău are de jucat undeva la vreo trei personaje. Da. Ea e mâna destinului. Și de aceea o personifică și pe Queen Mab, și pe Lorenzo, și pe Doica. Pentru că Lorenzo și Doica cumva sunt mâna destinului. Ei cumva dirigează lucrurile. Și de aceea are o asemenea statură, după cum se vede în imagini. Wow. Pentru că e o zeitate, e o ființă superioară omului. Și își adaptează costumul în funcție de personaj și Queen Mab trebuie să fie deasupra celorlalți și să aibă o anumită anvergură, amploare prezența ei cumva. Și distribuția sunt... câți actori cuprinde în total? 11. Trebuia să nu rămână 11. Deci, noi suntem 15. 11 sunt? Sigur, verificăm? Verificați. Deci, hai pariem. Deci, noi 5. Punem pariuri, deci cine a zis? Punem și copii. Ana Moșneagu, Vlad German, Alexandru Dunaev, Cristian Bota, Damian Victor Oanceac, Adi Bulgacov, Mihai Mitițescu, Valentin și Sikim. Așa? Și Antonia Stancu? De 10 cu tot cu copii. Am lista asta, Mara Oprea, gata. Deci suntem 11. Și mă rog, suntem 13 în total. Avem și 2 copilași. Sunt cumva Romeo mic și Julieta mică. Ce drăguț! Și asta vreau să spun legat de carul lui Meb. Acolo este un car, de fapt, și noi în anumite momente și intrăm. Și copiii, și noi doi, Romeo și Julieta, pentru că, cum a zis Dunaev, e mâna destinului. Și noi când ne căsătorim... Și chiar în scena căsătoriei, intrăm în carul lui Meb.
și suntem conduși către moarte. Mai bine voi să vedeți spectacolul, ca să vă noi v-am povestit. Spoiler alert. E plin de simboluri, e viu, e frumos, e vară, de ce să nu stăm în aer curat și să vedem un spectacol noi venim atât pe noi de ne-ați convins. Complex. Dacă nu mă organizez cu el, îl tărăsc după mine, cu șoaia. Noi am avut multe înțelegeri, tu nu le-ai respectat, nu eu. Hai să nu ne certăm acum de față cu oamenii ăștia, că nu prima dată. La pauză de publicitate. Exact. Și dincolo de asta, noi vă așteptăm să reveniți să ne povestiți și despre îmblânzirea Scorpiei. Ca cu puțin, mare dragii, puțin că ne apucăm de repetiții. Da, vă felicit pentru entuziasm. Rar mi-e să văd actori atât de entuziasmați de un spectacol. Într-adevăr, actorii e o meserie vocațională, dar voi sunteți altceva ca echipă, așa că felicitări. Mulțumim. Mult succes. Mulțumim. Și public numeros aveți. Mulțumim mult. Doamne ajută să fie. Mulțumim de invitație. Dragilor, așa încheiem noi săptămâna și vă mulțumim pentru atenție. Mergeți musai la spectacole în weekend la Palatul Mogoșoaia și Valentin, concediu plăcut. Cu mine vă revedeți luni. Doamne ajută. Weekend frumos tuturor. Să ne revedem cu bine. Hai, respiră. La revedere, și, ne vedem luni, nu luni peste 3 zile, ne vedem luni peste mai multe zile. La revedere. Pupiș tuturor. Acest program este susținut de Aqua Carpatica, gustul purității.